În contextul acordării de către România, țării noastre, a unei asistențe internaționale cu titlu gratuit, și anume alocarea a 5.000 tone de păcură pentru depășirea crizei gazelor. Onorată asistență, Guvernul Republicii Moldova depune eforturi pentru menținerea securității energetice și stabilirii unui echilibru în depășirea crizelor pentru ca cetățenii țării să simtă siguranță și sprijin. Iar suportul acordat de România în aceste momente reprezintă nu doar un gest de susținere, dar și un efort în promovarea valorilor de securitate. Cu un mesaj o invit în fața dumneavoastră pe doamna Natalia Gavriliță, prim-ministru Republicii Moldova. Onorată asistență, excelențele voastre, mă bucur foarte mult să fiu aici la acest eveniment. Cu toții știm că prietenul la nevoie se cunoaște. Regiunea geografică și timpurile complicate pe care le trăim pun în fața Republicii Moldova mai multe provocări majore. Și în aceste timpuri, reacția generoasă, rapidă și directă a României demonstrează că țara vecină este mai mult decât un adevărat prieten pentru Republica Moldova. Acum ne confruntăm cu o criză de refugiați pe care la care nu s-a așteptat nimeni. În Republica Moldova au intrat din Ucraina peste 370.000 de refugiați. Circa 100.000 de refugiați au ales să rămână în Republica Moldova. Am găsit soluții rapide pentru ca acești oameni care fug din calea războiului să poată intra pe teritoriul Republicii Moldova, dar nu ne-am fi descurcat cu un flux atât de mare de unii singuri. România ne este alături, ne ajută ca cei care își doresc să meargă mai departe în țările Uniunii Europene să poată traversa Republica Moldova repede. Avem și autocarele directe care merg de la punctele de frontieră în România. Chiar de pe această platformă pleacă trenul Chișinău-Iași, care ajută să ducem refugiații în țările Uniunii Europene, și următorul tren va fi în mai puțin de o oră. Și evident că ne bucurăm foarte mult că în aceste condiții, când statul este pus în fața unor provocări, când avem nevoie să utilizăm mai mult combustibilul, care este la prețuri înalte. Ne bucurăm foarte mult că pe această platformă, aici în spatele meu, vedeți trenul cu prima cantitate de păcură pe care o primim din partea Guvernului României. Sunt 1250 de tone din ajutorul de 5000 de tone care a fost deja aprobat. Vreau să spun că am trimis solicitarea pentru o anumită cantitate de combustibil, inclusiv benzină, motorină și păcură, pe 4 martie, iar pe 6 martie deja Comitetul Național pentru Situații de Urgență al României a luat decizia de alocare a acestor cantități de combustibil. Deci a fost o reacție foarte rapidă și vedem că imediat după decizie a venit și implementarea și a ajuns trenul deja și la Chișinău. Îi mulțumesc domnului prim-ministru Ciucă și întregului guvern al României pentru acest ajutor care ne va ajuta să asigurăm funcționalitatea organelor de drept, dar și securitatea energetică a Republicii Moldova. Avem și un tren. Am lăsat să treacă locomotiva ca să nu întrerupă discursul în care
Vreau să se audă recunoștința Guvernului Republicii Moldova pentru asistența de combustibil pe care a primit-o din partea României. Noi ne dorim securitate energetică, ne dorim ca în aceste timpuri complexe, când vedem așa o volatilitate pe piața combustibilului, vedem creșteri de prețuri care nu s-au mai văzut înainte, această păcură ne va ajuta să avem alternative, să avem opțiuni pentru a asigura cetățenii Republicii Moldova cu acces la combustibil și la căldură. Și aceasta, de fapt, este căldura poporului român pe care o simțim în aceste timpuri complicate. Prietenia și solidaritatea României sunt înalt apreciate de cetățenii moldoveni. Știm că avem un vecin și un prieten adevărat care vine primul în ajutor atunci când avem cea mai mare nevoie și asta ne face să trecem mai ușor peste aceste timpuri incerte. Vă mulțumesc foarte mult! Asistența oferită prin alocarea cantităților impunătoare de păcură din partea României va asigura un sprijin țării noastre în depășirea crizei, iar eforturile depuse în transmiterea și predarea acestui resurs sunt pe deplin apreciate cu înaltă gratitudine. În acest context, îl invit la microfon pe domnul Georgian Pop, președinte al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale al României. Stimată doamnă prim-ministru, onorată asistență, este o zi importantă pentru noi și pentru relația specială dintre Republica Moldova și România. Angajamentele asumate de statul român prin vocea președintelui României și a primului ministru, domnul Nicolae Ciucă, care au fost săptămâna trecută aici la dumneavoastră, prin contur. Trenul acesta este un exemplu elocvent al implementării angajamentelor asumate de România. Și Autoritatea pentru Resursele Statului și Probleme Speciale implementează acest pachet de sprijin și de ajutor energetic. Pachetul constă din această cantitate de 5.000 de tone de păcură și primul tren din cele patru deja se află la dumneavoastră aici în gara centrală din Chișinău. În același timp pot să vă spun că o cantitate de combustibil de 130 de tone de motorină și 131 de tone de benzină se află deja în depozitele Petrom de aici, din Republica Moldova. Momentele de criză sunt momente în care se probează solidaritatea și sprijinul dintre state. Vă asigur, doamna prim-ministru, că aveți în noi un prieten adevărat, așa cum a spus și dumneavoastră, aveți un partener strategic și prietenul adevărat la nevoie se cunoaște. Iar prezența noastră de aici și trenul din spate sunt exemplele elocvente că suntem un prieten adevărat pentru Republica Moldova. Și vă asigur că într-o scurtă perioadă, în săptămânile care urmează, vor ajunge cu bine și celelalte garnituri de tren pentru a completa întreaga cantitate. Vă urez mult succes în gestionarea crizei refugiaților, pe care ați gestionat-o foarte bine într-un moment extrem de complicat și vă asigurăm în continuare de tot sprijinul și de suportul României. Vă mulțumesc! Onorată asistență, susținerea Uniunii Europene este foarte importantă în parcursul european al Republicii Moldova, iar asistența oferită prin mecanismul protecției civile al Uniunii Europene este un suport imens pentru țara noastră. În acest sens, îl invit la microfon pe șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, domnul Ianes Magez. Madam Prime Minister, Excellency, dear guests, the EU and its member states are continuing to provide an immediate support to the Republic of Moldova to cope with the large number of refugees from the neighboring Ukraine.
Doamnă prim-ministru, dragi oaspeți, dragi prieteni, doamne și domnilor, UE și statele membre continuă să ofere suport imediat Republicii Moldova pentru a face față un număr foarte mare de refugiați din Ucraina vecină. The people of Ukraine who are fleeing the war have found refuge, they have found shelter, they have found safety in the Republic of Moldova. We really admire how the people of Moldova have welcomed them with open arms. Oamenii din Ucraina care fug de conflict au găsit adăpost și hrană și siguranță în Republica Moldova. Noi admirăm oamenii din Republica Moldova care oferă acest suport remarcabil și pentru faptul că au primit acești oameni cu brațele deschise. The number of refugees in the Republic of Moldova is disproportionately high. It has put a lot of pressure on the government institutions. And indeed, the response of the government to this crisis has been remarkable, nothing short of that. Numărul de refugiați din Moldova este disproporționat de mare. Acesta a pus multă presiune pe instituțiile de stat. Răspunsul din partea autorităților moldovene a fost remarcabil și aș dori să mulțumesc frumos autorităților din Moldova pentru acest fapt. However, you are not facing this challenge alone. Today, Romania has brought its valuable support through the Union Civil Protection Mechanism, providing civil protection in kind assistance to the public of Moldova. In fact, as of now, support of Romania has made 45% of the total support from the member states of the European Union to the Republic of Moldova. It's not to say that the other countries would be providing little. There is huge support from other member states, but it's just an indication how important the support of Romania is. De fapt, voi nu sunteți singuri în fața acestei provocări. Astăzi vedem România, care a dus un sprijin valoros prin intermediul mecanismului de protecție civilă al Uniunii Europene, oferind asistență în natură, în domeniul protecției civile, pentru a sprijini Guvernul Republicii Moldova. De fapt, pot să remarc un lucru important. România oferă deja 45% din tot suportul oferit până în prezent de către statele membre ale Uniunii Europene. Eu nu vreau să spun că ceea ce oferă alte state ale UE este puțin, dar suportul României este unul remarcabil. As the support for the Republic of Moldova has been provided in Team Europe Spirit, by now 13 member states have provided support to the Republic of Moldova. Also, our civil protection team is deployed in Moldova and it has been providing assistance by now for 3 weeks. De fapt, acest suport face parte din răspunsul imediat al UE în spiritul echipa Europei și este deja oferit de către 13 state ale Uniunii Europene. Echipa noastră de protecție civilă este în Moldova și oferă asistență deja de 3 săptămâni. Energy is the challenge that the Republic of Moldova has been facing for the past half a year. And that's why the tangible support of Romania in the form of fuel strengthens the resilience and energy system of the country. And it is indeed the latest of the examples of the generous support by Romania to the country. Resursele energetice sunt una din provocările cu care se confruntă Republica Moldova în ultima jumătate de an, astfel că sprijinul României sub formă de pecoră întărește foarte mult reziliența sistemului energetic al țării. Este un exemplu al sprijinului generos pe care îl oferă România Republicii Moldova. So I would like to thank Romania and other EU member states for their generous support and to assure that the European Union and its member states will be supporting Republic of Moldova also in the coming days and weeks and months in very close cooperation with the authorities. Thank you. Astfel că îmi exprim aprecierea față de România și față de toate statele membre ale UE pentru efortul lor de a sprijini Republica Moldova. Și noi, de asemenea, urmează să oferim suport Republicii Moldova în următoarele zile și săptămâni și luni. Fim strâns pe coordonare cu autoritățile moldovene. Mulțumesc! Mulțumesc! Ro
România a fost și este alături de Republica Moldova, iar susținerea oferită de statul român nu poate fi contestată și continuă să rămână un pilon de nădejde în promovarea valorilor de securitate. Asistența oferită de-a lungul timpului, sprijinul în condiții de criză, ne unește și ne fortifică eforturile noastre în beneficiul cetățenilor. Cu deosebit respect și gratitudine, îl invit în fața dumneavoastră cu un mesaj pe excelența sa, domnul Daniel Ioniță, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova. Excelența voastră, dragă doamnă prim-ministru, excelența voastră, domnule ambasador al Uniunii Europene, dragă prieten Ianis, domnilor președinți ai agențiilor, rezervelor materiale și programe speciale din România și Republica Moldova, onorată asistență, bună dimineața! Îmi face o deosebită plăcere să particip la acest eveniment și nu pot să nu mă gândesc la un alt eveniment similar care avea loc pe acest peron în luna decembrie anului trecut, când împreună cu o parte din dumneavoastră am asistat la relansarea cursei regulate de tren între Chișinău și București în acordurile frumoasei melodii a formației Zdob și Zdub și a fraților Radbacov, Trenulețul. Din 1 decembrie anul trecut și până acum s-au întâmplat multe. Și aici am în vedere nu numai faptul că melodia Zdobilor și fraților Radbacov a fost selectată de dumneavoastră să reprezinte Republica Moldova la Eurovision, dar a început și agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Timpurile s-au schimbat, vremurile s-au schimbat, dar în aceste vremuri este important să reușim să trecem împreună prin ele, dovedind angajamente, dovedind solidaritate și acționând împreună pentru a depăși situațiile dificile. Iată că astăzi trenul a schimbat ruta, a venit de la București la Chișinău, încărcat cu o cantitate impresionantă de păcură, care sunt convins că o să contribuie la asigurarea securității energetice a Republicii Moldova. Păcura respectivă are ca destinație termocentralele din Republica Moldova și va asigura energie electrică dacă va fi nevoie să fie utilizată. Păcura respectivă, 5.000 de tone, pentru unii dintre dumneavoastră poate nu înseamnă foarte mult. Dați-mi voie însă să o traduc în cifre. 5.000 de tone, adică 5 milioane de kilograme, adică 3,5 milioane de euro. Este un ajutor din partea Guvernului României, care a venit către dumneavoastră, că cetățenii Republicii Moldova, care sunteți principalii beneficiari ai acestui ajutor, grație sprijinului acordat de Uniunea Europeană prin mecanismul de protecție civilă. Odată în plus, statele membre ale Uniunii Europene, România și Uniunea Europeană, dovedesc prin fapte că sunt alături de dumneavoastră, iar ceea ce spunem în Republica Moldova, chiar și facem. Vă mulțumesc pentru atenție și să ne dorim cu toții să avem pace și sănătate. Onorată asistență, ajutorul internațional recepționat va fi valorificat în beneficiul cetățenilor, iar siguranța acestora reprezintă o prioritate. În acest sens, ținem să mulțumim încă o dată României pentru eforturile depuse și susținerea oferită. Vă mulțumim!